Neața, e fix ora 9, bat clopotele. Deja m-am montat cu o lansetă care va sta pe post de să fie acolo, iar cu asta mititică o voi juca stânga-dreapta în căutarea plăticii și cealaltă, poate intră și un crăpcean. Am ajuns de vreo 10 minute, cred. Pe ea, aia mare, în 360, 330, 360 de 90 de grame. Aia mare, am pus un coșuleț de 40 de grame cu un forfac cred că de 12 cm cu două boabe de porumb de silicon, o voi scoate foarte rar. Iar asta micuță o plimb aici în dreapta mea. Mă uit, dar cred că am dat cu piciorul peste mulinetă și nu știam ce se întâmplă. Nu-s clipsat că am schimbat iar firul. Cam așa mă clipsez. Așa. În clipsul făcut din nitul de aluminiu. Clipsează bine. Aia mare acolo o las. Asta mică ne jucăm cu ea. Mi-am cumpărat un mincioc nou, cum știți, plătica era prea frumoasă. Un mincioc de la Corum Folding Latex Triangle Net de 30 inch, adică undeva la 75 cm. Mi-a plăcut sistemul. E cauciucat. Și foarte ușor de montat. Țac și s-a montat. E foarte mare, 70, cred că aici are tot 70, dacă nu mă înșel, așa scrie cel puțin în minune acolo, dar cred că e de vreo 60, 65, dar e mai mare decât cel care l-aveam. Și ca să fie asortat bine, i-am cumpărat un mânier din două bucăți de carbon de la NGT de 1,80, destul de rezistent, părerea mea. 8-a. Uite așa, nu mai am teamă că o să ratez vreun pește mare. Da. Asta e sistemul. Arată ok. Da, cotorul e foarte rezistent, mânierul de nicio. Două bucăți, 1,80, mie mi-ajunge pe ponton, l-aduc pe o apă destul de adâncă. Și o guriță de lapte cu cacao. Super fierbinte. Vremea e înnourată, cred că o să și plouă. Vom vedea. Am pus din nou un dumbbell portocaliu, dacă data trecută portocaliu mi-a adus plătica, poate și tura asta. Direct până în clips, ceea ce e bine. Cred că mai trebuiau vreo câțiva metri să ajung pe vadul în care am luat plătica. Mai dăm drumul măcar la, hai să zicem, 1,5 metru, 2. Super tare treabă. Deci, sincer, Nu că mă dau eu acum rotund, dar a ieșit bine rotund clipsul. Deocamdată e a doua aruncare, nu mi s-a rupt încă nimic, deci e bun. La fir textil chiar nu s-a întâmplat nimic. Așteptăm. Măcar ați văzut un mincioc nou. Ceva destul de interesant. În recuperare mi-a atacat probabil hibridul, metos hibridul, și cred că am agățat, știu că cu cârligul, și am rămas fără cârlig, s-a rupt chiar de la nod. Acum am pus un pop-up galben, nu că n-aș fi avut portocaliu în continuare, dar încercăm și altceva. A doua știu cu care mi-atacă metod hibridul, iar am rămas fără cârlig, s-agață în știucă. Azi cred că trebuie să le cârlige. De tras nu mi-a tras nicio albitură, dar pierd cârlige cu minunea de știucă. Nu știu ce să fac, să trec pe coșuleț, să nu mai pierd cârlige, habar n-am. Asta e. Iată-ne din nou pe vânt și val. La partida de duminică n-a ieșit nimic, azi e luni. Sper că l-am înnădit destul ieri, așa că azi poate dau de vreo babușcă ceva. Ok, tot cu un metod hibrid, tot cu o lansetă de 3,30 m sau 3 metri, nici nu mai știu, nu sunt clipsat încă, cu asta m-am jucat. O oprim unde cred eu, cred că am, dacă am departe, nu e nicio problemă. Opșa. Am mai întorc un pic și acum mă clipsez. Acum, sincer, mi-e drag clipsul meu mai mult decât clipsurile la alte mulinete care sunt făcute pentru feeder. Ieri, de exemplu, la mulineta de pe lanseta de 90 de grame, aia de 360, 330, 360, un pic am atins buza clipsului, mi-a tăiat firul. Înțeleg că a fost lovit de multe ori acolo, dar totuși, parcă aluminiul meu e mai bun. Așa. Dau cu o boabă de porumb de doză, am pus și 2-3 boabe în metod hibridul. E un hibrid de 30 de grame. Aruncam 42-45 de metri, cred. După aia am să pun un pop-up galben, un dumbbell portocaliu. Nu mai am viermi la mine, iar am lăsat acasă. Ieri n-aveam porumbul de doză, azi n-am viermi. E bine așa. Păi, dacă nu prins pește, măcar peisajul să fie de vis, nu? Așa a zis ăla. Avem o trăsătură după o oră jumate. Hai la mine. Hai la mine. O, frumusețe. Bă, te-am mai luat odată, mă. Place portocaliu. Da. Da, o altă plătică frumoasă, dacă nu fi chiar cea de data trecută, tot pe dambolul portocaliu. Super frumusețe. Așa ceva. Da, am luat mincioctura asta. Așa. Dragii mei, o altă plătică frumoasă. Opșa. Dacă nu fi tot aia, nu se știe. N-am marcat-o. Frumoasă. Da, un drill plăcut pe un feeder de 3 metri cu doar 55 de grame. Acțiune. Frumoasă. Are o doi vermișori. Am să-i culeg. Deci înăditul de ieri a dat roade azi. Da, așa se întâmplă. Duminica nu trage. Ei sunt la odihnă ca orice om. Peștii ca și oamenii, deci duminica se odihnesc. Super mulțumit. Tocmai mă jucam pe TikTok și a mai intrat ceva mai micuț. Cred. Hop, hop, acum dă din cap. Am zis și eu bine că am înnădit ieri și azi îmi scot pârleara. A venit singură. Nu e mare, mai micuță, dar tot mă așteptam să fie mai mică. O, tati, eu trebuie să-mi schimb locul la mincioc, că numai prostii fac. Asta era bună de minciocul ălălaltul, dar important este că vine. Încă o plăticuță. Mai micuță, dar a venit. Da. Mare fericire mare. Este, domne. Da, am mai așteptat o oră degeaba, n-am schimbat dumbbell-ul, chiar dacă am avut două trăsături pe el. Acum am pus un pop-up galben de 5-6 mm. Da. Ce să vă zic, încercăm și cu altceva. Măcar trebuia să schimb pentru gust, pentru aroma care o dă în apă. Asta a fost partida, am zis să fac cât bate soarele înainte de a lua coperinorii, să mă vedeți mai bine, sunt bucuros. Ce am greșit ieri? N-am greșit poate cu nimic, am aceeași nadă, aceleași bomele, aceeași lansetă, același fir, aceleași cârlige. Deci nu am făcut nimic altceva decât să fac ce am făcut și ieri. E clar, poți să-i pui căcat cu moți, că dacă el nu vrea să pape, nu va păpa. Nu știu, poate e o regulă, duminica peștele să nu pape în zona asta, habar nu am, are program. Da, cred că duminica el e pe băut apă. Asta e, nu a fost wow, dar am avut două prezentări, una frumoasă chiar. Îți mulțumit, se putea mai bine. Ieri am venit cu două, dacă veneam poate azi cu două, luam patru. Glumesc, nu fac probleme de genul ăsta. Îți bucuros că am scos totuși astăzi ceva. Cam asta a fost. Vă urez toate cele bune, fire întinse. Și nu uitați să vă abonați, un like, cum vreți voi. Ciao, ciao!